La 360 de grade. În seara aceasta vom discuta despre luna martie, o luna iepurelui, sub elementul foc in, o luna diplomației, o lună veselă cu o stea a succesului și a victorilor care poposește în centrul fiecarei case și a fiecărui spațiu de lucru. Care sunt cifrele fiecarei zodii în parte și influențele astrale ale acestora vom discuta după publicitate. Înainte însă vom vedea, vom vorbi despre faptul că tot mai multe studii arată că bolile cronice, degenerative, cardiovasculare sunt într-o continuă creștere și apar la vârste tot mai tinere. Dacă în trecut aceste boli erau asociate cu bătrânețe, astăzi tot mai mulți tineri au de suferit din cauza lor. În România, bolile de inimă reprezintă principala cauză pentru o speranță de viață scăzută și sunt responsabile de 60% din totalul deceselor înregistrate la nivel național. Care este soluția optimă de protecție la nivel cardiovascular și chiar celular? Aflăm astăzi seara de la doamna dr. Ruxandra Constantina, medic specialist medicină de familie și apifitoterapie. Bună seara, doamna doctor. Bună seara. Și bine ați revenit. Doamna doctor, care sunt principalele boli cardiovasculare care afectează populația? Deci, principalele boli cardiovasculare, în special în România ne referim, care reprezintă principala cauză de mortalitate, sunt reprezentate în primul rând de ateroscleroză, după aceea urmează accidentele vasculare cerebrale, infarctul miocardic, tulburările de ritm, aritmiile, cardiopatia și tulburările circulatorii, arteriale sau venoase. Și principala cauză de deces prin boli cardiovasculare rămâne infarctul miocardic. Care sunt cauzele lor, factorii care influențează apariția și progresia lor? În primul rând vorbim de o determinare genetică, bineînțeles, dar trebuie să remarcăm că moștenim predispoziția spre boală și nu boala în sine. Deci, cunoscând că avem o predispoziție, putem să acționăm ca să prevenim declanșarea bolii. Alți factori favorizanți sunt legate de stilul nostru de viață. O alimentație haotică care conține multe grăsimi saturate, grăsimi hidrogenate de tipul margarinei, mâncare tip fast food, la fel lipsa de odihnă. Stresul este o cauză majoră care determină boală cardiovasculară, respectiv supra-solicitarea fizică și psihică. Stresul oxidativ, adică toată poluarea care ne înconjoară, alimentele prăjite, fumatul, iar un factor major de risc de boală cardiovasculară. De asemenea, obezitatea, și vorbim în special de acea obezitate, de acea grăsime viscerală, care știm că reprezintă un risc major pentru sănătatea noastră, la fel diabetul zaharat. Și dintre obiceiurile nocive, să știți că fumatul are un impact deosebit de negativ asupra calității vieții și provoacă boală cardiovasculară. Iar dacă ar fi să ne referim la persoanele cele mai expuse, de obicei este vorba de persoane supra-solicitate fizic și psihic, stresate, și în categoria aceasta intră corporatiștii, intră medicii, avocații, la care nivelul de stres este foarte ridicat. Iar în ultimul timp observăm creșterea prevalenței infarctului miocardic la tineri și aici este legat în primul rând de stres. Ce este de făcut? Putem preveni declanșarea acestor afecțiuni cardiovasculare? Sigur că da. În special în cazul bolilor cardiovasculare, prevenția are o importanță deosebită. De ce? Pentru că aceste boli cardiovasculare, de obicei declanșate, au o evoluție nefavorabilă, știm, și necesită tratament toată viața. Deci niciodată nu mai putem renunța la medicația alopată, care este foarte bună, dar are și diferite reacții adverse. Și atunci este foarte important să facem o prevenție prin stilul de viață, cum am spus, în primul rând, mâncând sănătos, multe legume, fructe, fibre, respectându-ne orele de odihnă, cele 7-8 ore de somn pe noapte, încercând să reducem din efectele stresului asupra organismului și nu în ultimul rând trebuie să combatem obezitatea, diabetul, sedentarismul, minim 15-30 de minute de mișcare, chiar însemnând un mers în ritm alert, și să renunțăm la obiceiuri nocive, consumul exagerat de alcool, fumatul și mâncare tip fast food. Ce înseamnă prevenția pe termen lung? Prevenția pe termen lung înseamnă că
avem nevoie pe lângă acest stil, dacă doar acest stil de viață ne-ar ajuta, ar fi perfect. Problema este însă că trăind într-un mediu poluat, în care nu putem să mâncăm sănătos, nu putem să ne odihnim, suntem stresați la servicii, acasă, atunci ar trebui să facem o prevenție pe termen lung, adică să ne administrăm suplimente naturale potrivite vârstei, care să ne asigure prelungirea duratei de viață, dar și creșterea calității vieții. Și în cadrul, cum am spus, în cadrul bolilor cardiovasculare, prevenția înseamnă supraviețuire, durată de viață mai lungă, dar și o îmbunătățire a calității vieții. Care este rolul formulei recomandate în prevenirea sau ameliorarea bolilor? Deci, în primul rând, trebuie să alegem acele suplimente, cum am spus, naturale, care au eficacitate terapeutică și siguranță, adică sunt lipsite de efecte adverse. Toate acestea trebuie să fie dovedite prin studii clinice și este foarte important acest lucru și vă recomand un produs care este de an bun pe piața românească cu efecte extraordinar de bune în prevenție, dar și în terapie. Conține extract integral de strugure, respectiv resveratrol 100% bioactiv. Asta înseamnă că resveratrolul este absorbit și utilizat optim de către organism. Extract de rodie, și rodia știm că are efecte antiinflamatorii deosebite, previne bolile cardiovasculare în asociere cu seleniu. Seleniu care este un mineral care intră în compoziția enzimelor antioxidante. Deci acest produs absolut natural are trei componente care acționează sinergic, adică previn bolile cardiovasculare. Care sunt principalele calități care ne asigură încetinirea îmbătrânirii organismului, inclusiv la nivelul sistemului cardiovascular? Deci, în primul rând, acest produs inovativ este obținut printr-un proces tehnologic care asigură echivalentul a 45 kg de strug într-o singură capsulă. Deci este foarte puternic. Ce face el prin resveratrol, rodie și seleniu? El, în primul rând, la nivelul organismului și la nivel cardiovascular, activează acele gene numite sirtuine, genele longevității, inhibând în același timp diferite gene ale îmbătrânirii. Deci cresc durata de viață a celulei și cresc durata de viață a celulei miocardice. În același timp, au rol antioxidant, deci neutralizează din radicalii liberi, radicalii liberi care îmbolnăvesc și omoară celula. Aproximativ neutralizează aproximativ 50% din acești radicali liberi produși în organism. În plus, au și efect antiinflamator, pentru că știm că inflamația este un risc major de boală cardiovasculară. Acest produs provoacă vasodilatație, deci îmbunătățește circulația la nivel cerebral, coronarian și periferic. Reglează nivelul colesterolului, respectiv scade nivelul colesterolului rău și îl crește pe cel al colesterolului bun, scade nivelul de trigliceride și crește elasticitatea endotelului vascular. Cine poate beneficia de această soluție inovativă? Deci, în primul rând, produsul fiind foarte bun, foarte eficace și foarte concentrat, este destinat persoanelor peste 18 ani. Și aici vorbim de două categorii. Vorbim de persoanele sănătoase, dar care au un stil de viață alert, care mănâncă, cum am spus, acea mâncare tip fast food, care nu au timp să se odihnească, care sunt supra-solicitați, care în plus poate fumează, pe lângă faptul că trăiesc într-un oraș poluat. Și atunci acest produs le este destinat lor. Sunt persoane sănătoase, dar care au antecedente în familie de boală cardiovasculară, deci au acei factori de risc prezenți și atunci le este adresat acest produs. Și nu în ultimul rând vorbim de persoane care au deja afecțiuni cardiace de tip hipertensiune, cardiopatie, de persoane obeze sau cu diabet zaharat, care au riscul de a face o boală cardiovasculară. Și în acest caz, acest produs se asociază clar medicației alopate. Nu vom renunța deloc la medicația alopată, dar asociem produsul pentru că potențiază acțiunea medicamentelor. Spuneam că deci poate fi asociată cu medicații. Absolut, absolut. În cazul bolilor deja declarate cardiovasculare, este asociat totdeauna medicația alopată, pentru că administrat corect nu interferează cu aceasta. Care sunt recomandările
dezbaterile noastre, ținând cont de experiența cu această formulă. Deci cu această formulă am avut rezultate surprinzător de bune la cabinet, în primul rând pe persoanele tinere, dar supra-solicitate, hiperactive, care de multe ori nici nu știau că au o boală cardiovasculară. Deci știți că o simplă determinare a tensiunii arteriale ne descoperă foarte multe. Persoane care aveau hipertensiune fără a ști, care aveau tensiune arterială oscilantă, care aveau palpitații, dureri de cap, stare de astenie, și le-a mers foarte, foarte bine acest produs, grație compoziției lui. Persoane obeze, care aveau un început de boală cardiovasculară. Persoane de vârstă medie, 30, 35, 40, tinere, cu diferite afecțiuni cardiovasculare, la care pe lângă medicația recomandată de medicul cardiolog am asociat acest produs. Și nu în ultimul rând, persoanele care trec printr-o stare de supra-solicitare sau un dezechilibru psihoemoțional, toate acestea influențând negativ activitatea inimii și a vaselor. Știm că există și sindromul inimii frânte și în acest caz au acționat foarte bine. Cui i-ați recomandat-o și ce rezultate, ce beneficii concrete ați obținut pentru pacienți pe termen scurt și lung? Deci beneficiile au fost pe termen scurt, în aproximativ maxim o lună de administrare, s-a îmbunătățit starea generală a organismului. Adică a crescut rezistența la efort, a crescut nivelul de energie fizică și psihică și automat s-a îmbunătățit și starea psihică. Asta în prima lună. După aceea, în primele 3-6 luni, s-a obținut o normalizare a valorilor colesterolului, de asemenea îmbunătățirea circulației. Cei care prezentau, de exemplu, dureri de cap sau mâini, picioare reci, prin administrarea produsului în primele 3 luni, s-a obținut ameliorare. Și în ultimul rând, 6 luni, 12 luni, s-a obținut normalizarea scăderea acelor indici de inflamație, cum ar fi proteina C, înalt sensibilă sau fibrinogen. Ce ne recomandați, doamnă doctor, ca și concluzii? Deci, în primul rând, să ne gândim că trebuie să ne pregătim de bătrânețe încă din tinerețe, încă chiar din copilărie, și este foarte important prevenția primară printr-un stil de viață sănătos, prin multă mișcare, gândire pozitivă și prin folosirea celor suplimente naturale care au eficacitate. Deci totdeauna administrați-vă, la recomandarea unui medic specialist naturopat, produsele care se potrivesc tipului dumneavoastră de afecțiune. Deci nu uitați, bolile cardiovasculare ne scad nu numai durata de viață, dar și calitatea vieții. Și atunci este foarte important ca încă de la 30, 35, 40 de ani, dacă avem un stil de viață stresant, dacă știm că ducem un stil de viață nesănătos, că avem o alimentație nesănătoasă, este bine să asociem acest produs. Este foarte ușor de administrat, o capsulă pe zi în prima parte a zilei. Să reluăm și să sintetizăm beneficiile acestei formule inovative care duce la încetinirea îmbătrânirii celulare premature și asigură protecția sistemului cardiovascular. Deci, în primul rând, prelungim prin activarea celor gene sirtuine, prelungim durata de viață a celulei, dar și calitatea vieții celulare, respectiv a celulei miocardice. După care reducem inflamația care duce la o boală cronică, inclusiv boală cardiovasculară. A efect antioxidant, reducem nivelul și acțiunea distructivă a radicalilor liberi asupra organismului și asupra celulelor miocardice. Îmbunătățim circulația la nivel periferic, la nivel coronarian și la nivel cerebral prin vasodilatație. Normalizăm nivelul colesterolului și al trigliceridelor. Normalizăm nivelul tensiunii arteriale. Ce ar trebui să urmărim dacă avem factori predispozanți de instalarea bolii cardiovasculare? Deci este foarte important controlul medical periodic la medicul cardiolog sau la medicul de familie, determinarea periodică la recomandarea medicului a acelor parametri care sunt un indicator de risc de boală cardiovasculară, respectiv glicemie, colesterol, trigliceride, determinarea
factorilor de inflamație cronică despre care am vorbit și determinarea periodică la cabinet sau acasă a valorilor tensiunii arteriale. Deci este important să acționăm încă de la primele simptome sau chiar primii factori predispozanți. Este foarte important să prevenim, pentru că de multe ori o boală cardiovasculară, am spus, poate să dea dureri de cap, palpitații, poate să debuteze, să debuteze direct printr-un infarct, dar de multe ori poate să fie silențioasă și atunci orice simptom care apare, stare de leșin, palpitații, senzație de lipsă de aer, senzație de scădere a rezistenței la efort, trebuie investigată, pentru că dacă luăm din pripă și facem prevenția primară pe factorii de risc și prin administrarea unui supliment natural care să prevină deteriorarea celulei miocardice, atunci înseamnă că nu vom ajunge ca această boală să se manifeste, sau dacă deja s-a manifestat, îi reducem din intensitate și prevenim complicațiile bolilor cardiovasculare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, ne revedem după publicitate. Emisiune.